la concursul Open de Șac în stațiunea Târgovna cu ocazia zilelor orașului Târgovna. Mulțumim primăriei Târgovna, mulțumim consilierul local. Alături de mine este și domnul consilier local Măciucă Sărbel și vom desfășura un concurs open la care pot participa atât vârstnicii, cât și cei tineri, atât fetele, cât și băieții, cât și bărbații, cât și doamnele. Vom premia primii trei clasați, de asemenea și cel mai tânăr participant și cel mai vârstnic. Dacă vom fi până în 32 de jucători, vom juca 6 runde în sistem elvețian. După 2 înfrângeri, jucătorul este eliminat. Este un sistem combinat din jocul de backgammon la care eu sunt președintele Asociației Române de Backgammon. Dacă vom juca 7 runde, în situația în care vom trece de un număr de 32 de jucători, după 2 puncte și jumătate pierdute, nu mai joacă. Pot intra în concurs și pe parcursul competiției noastre și alți jucători, dar nu participă la runda respectivă. 1, 2, 3, el dacă vine runda 5, îi dă posibilitatea să guste și el din frumusețea jocului, numai că nu mai poate câștiga teoretic și nici practic competiția, dar e pentru frumusețe. Va fi câștigător cel care acumulează cele mai multe victorii. Acolo unde mișcările vor fi mai greoaie, vom pune și un ceas de control. Da? Până atunci să ne înscriem, o să îmi spuneți pe rând numele, prenumele. Începem cu domnul. Nu, cu cei mai tineri, domnule. Cei mai tineri? Ok. Da. Care, cine se va înscrie în concurs? Sunt însoțiți de dumneavoastră, da? Deci cei micuți, adică mai joacă, da? Un turneu open, joacă și cu cei mari și să fie însoțiți de părinți, de, să aibă un reprezentant. Haideți, pe cine înscrie? Cum? Bartolomei? Trei frate. Trei. Da, da, da. Eu am învățat de la tata când aveam... Da, și de unde sunt? Nu m-a crescut niciodată. Da, da. Da? Trebuie să mai ales când ai ce... La 7 ani abia l-am făcut. Da, și încă ce tu? Eu am făcut 45 ani. 4 ani? Nu am rămas să învăț. Știți acest fetii, nu am rămas să învăț. Nu ne păcăriți. O să trăiți pe risc. Dacă e revenit, vă spun că s-au scris. Șasea, da? Deci domnul Bartolome, da? Pentru prima rundă o să tragem la sorți. Acum îi scriu în ordine, da? O să amestecăm tichetele, după aceea le împerechem conform sistemului. Deci l-am înscris pe Bartolome, 6 ani. Hai, vreți să mai înscriem? Haideți să... Sander, hai să mai înscrie și tu. Copii, copii. Să scrie după. Așa, scrieți... Scrieți aici. Scrieți cum îl cheamă. Ai lista făcută și... Alo? Aproape cel mai bine. Vă salut! Adică dacă fie două runde, nu știu cum să facem. Aici suntem? Nu, Andrei, suntem aici spre... Noi poți să pierzi. Michele, spre Michele și Parc. Deci veniți sau nu? Bine, ok, vă să... Eu am atunci... Da, mă, e sânge, nu, e cotitim. Nu, dă frate. Trebuie să știu eu aici. Aici, cum cheamă, hai ziceți. Artan, pe spate îi scriu adresa, da? Aici îi scriu, Artan. Artan, ce mai fie? Și aici vă spuneți, de unde este? Ei, dacă nu vreți, nu mă vedeți că puteți scrie și de unde ați fost. Așa mi-a făcut. Și ies, nu am pusat jumătate. Nu i-aveți toți? Acum să faceți ce de-a venit eu. Câte a venit? Hai, urcați în față și veni, da? 12, da? Dar vă urcați în față și veni, va fi. 2. 3. Ia vezi. 6. 7. 8. 9. 10. Bună dimineața, bine ați venit, domnule, domnule consilier. Da? Luați-l și pe ăsta. Da? Și scrieți la fel, da? Nu-i mai puneți număr aici, îi punem noi, da? Deci, în afară de domnul de la Onești, cu copiii, haideți să veniți. Spuneți-mi cum vă numiți. Florea Aurea. Florea Aurea. Da, faceți cum vreți. Da, foarte bine. Da. De unde sunteți? Târgovna.
Când sunteți? 26 iulie 1999. Când rămâi și în pat, rămâi în pat. Deci să spuneți dacă e corect. Telefon? Aveți? Am, dar nu. A, aveți telefon, dar nu știu. Unde stați în Târgu Mureș? La gândul lui 5. A, păi de-aia gândiți dumneavoastră. Nu, au ei tot. Nu, fără ceas. Da. Altcineva care vrea să înscrie. Hai, dar e pe aici chemat. Cum? Tot Târgu Mureș, nu? Ce vârstă ai? 32 de ani. Ia, stați jos. Nu pot să stai. Domnul vice, stați jos. Da, 32 de ani. Deci, scuze. Bună ziua, bine ați venit, v-am avut o listă de noi. Davicioca, ți-a necut Davicioca? 7 ani, nu? Din Târgoca, da? 7 ani. Ok, ne-ați trebuiești. Pe cine mai înscrieți? Doamna, joacă? Joacă? O treci pe Andrei Rani. Andrei Rani, câți ani aveți? 4 ani. Am sărit că ne interesează cel mai vârst și cel mai tânăr. Da, nu aveți niciuna dintre. Așa, doamna? Riu. Și fetița? Nu, cealaltă. Deci joacă și ea, da? Da. Spune-te. Francesc. Da. Tot de așa. Da. Altcineva? Ștefan Toma, câți ani? Alache? 18. Câți ani avem domnul Vizoare? 60 de ani, Târgoca, da? Hai, Nicule, câți ani? Prieteni? 64 de ani. Ai aranjat? Da? Ai grijă cu pașul. Vă trimit un taxi, da? V-am altcineva? Tom Ciuprezan. Sunt și pe socialiști. Deci, Știi pe tine? Tom Ciuprezan. Că interesează cel mai tare sau mai vârstă. Ia ce-aș pe fata mea dacă tot. Păi n-am trecut acolo. Nu, e ea mai mare. Păi vine? Eu mai am una, dar cum ai vine? Negureanu Valentin. O să avem concurs aici internațional. Dacă mai aduc și băieți, da. Se vechi cu tenis. Așa, Sandel. Negureanu, deci Negureanu Valentin. Patru. Și domnul. Da. Și din coace Negureanu Valentin. Valentin. Patru. Mama, tata, nu? Da, frați bunici. Ăsta 56.
Emanuel, Valentina, 4 ani? 4 ani, da. O să facem departajarea, să vedem. Deja la lui, da. Îmi trebuia și fetiță, dar fetița... Mai bine la amândoi. Ce au baru? Ioan. Să-ți mi-a plăstit. Da? Așa? 40? 50. 50 ani. Numai de 100. La ce e 100? Târgoc, da. Nu te cadrezi la cel mai tânăr, nici la cel mai vârstă. De altfel ne-a luat pe aici, vezi ceva? Da. Nu am telefon nou să nu. Cine nu s-a mai înscris? Număr de taxă aveți? Vedeți că n-are, e falsul ales. Aveți mai telefon. Cine nu s-a înscris și vrea să mai înscrie? Domnul Nuțu, haideți că trece. Păi nu, păi de unde ești, da? Domnul Negureanu, 0747. A, număr de taxă, gata. 0747. 0747. Nu, mai bine. 16 este odată. Deci trebuie să fie. Da, 6 și 6. Unde copiii sau așa? Mai contează? Vom atâta, nu? Trebuie să fie. Asta? Asta. Este româna. Vrem un taxi la 38. Păi, cât am găsit numărul 38, știi? Sorry, am florit. Altcineva? Cine nu s-a înscris? I-a să scris pe toți? Mai jos dată cu 5 uși. 11 aici. Aveți? I-a aveți pe toți? Se mai înscrie cineva? Este pe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, se mai scrie cineva? Deci domnul Grigore, ce este cel mai vârstă? Acum a plecat, a plecat. Câți ani aveți? 60? 60. Altcineva? Mai e vârstă? Gata. Gata, are 78. 78? Da. Unde e ta? Da? Am scris aici? Da. Am scris, da? 78. Da. 77. Păi, 77, da, mă rog. Domnilor, avem înscriși până acum 27 de jucători. Cel mai tânăr, 4 ani, un băiețel. Deci, cel mai tânăr participant, 4 ani, un băiețel, la concurență cu o fetiță, tot de 4 ani. O să vedem cum se vor departaja. Cel mai vârstnic, 78 de ani. O să tragem la sorți cine cu cine joacă, da? Ne amestecăm. Prima dată. O să-l dăm copilul de 5 ani. Concursul, cum v-am spus, este open. Vom participa primii 3 câștigători. Cel mai tânăr participant, cel mai vârstnic. Îmbucurător pentru noi, căci primăria și Consiliul Local este alături de șah. La competiție avem 2, 3, 4 consilieri locali. Da. Deci da. Sunt în primii 4. Sunt iubitori ai șahului. Copilași, împărt mai amestecați-le voi. Amestecați-le voi și după aia, cum le amestecat, le așezăm în ordine, da? Să nu ziceți că... Da, corect. Da? Celui mai tânăr participant care prima rundă e așa, da? Păi... O să-i dau un premiu personal de 100 de lei. La prima masă, domnul Andraș Viorel cu Negureanu Valentina. Valentina întârzie, da? Rămâne aici, meci. Următorul meci, Panait Iulian Ciobanu Ioan. Păi la box. Ioan. Vă cunoașteți, Panait și Ciobanu. Următorul meci, Antoche Cristian Băciucă Sădea. Luptă fizică. Noi vom consilieri. Următorul meci, Bartolomei Andrei Florea Aurel.
Unde vrei? Este Florea Aurel. Eu sunt Florea Aurel. Dumneavoastră, Florea Aurel. Și Bartolomeu e băiețelul, nu? Da, da. Unde e Anton? Vă s-a scris Florea Aurel și Bartolomeu. Ce mi cu albul? Primul strigat este cu albul. Bartolomei, Andrei, Florea Aurel. Negru. La care masă acolo? La masa liberă. Deci în ordinea strigării, ocupație 2, 3. Următorul meci. Florea Aurelian, Negureanu Alexandra. Este? Florea Aurelian. O așteptăm pe Negureanu. Așa. Negureanu Valentin cu Nani Francesca, cu fetița ta. A, la ce masă? Ei, una aveți liber. Da? Unde? Următorul meci. Bucura Aurel, Necula Daniel. Aici, aici. Primul strigat, piesele albe. Bucura Aurel e primul strigat. Următorul meci. Mihalache Grigore, domnul Mihalache și cu Tomciuc Răzvan. 9, 10. Da, mergeți. Lăsăm aici, da? Nuțu Adrian Florin, Artan Andrei. Cine este? 10. Nu s-a nimerit. Ești tu, cum o știu. Găteș Nicolae cu Cioca David. Care sunteți, băieți? Găteș Nicolae cu Cioca David. Andrei Rareș, Moise Irina. Andrei. Andrei. 15. Cine este Andrei? Să ridice mâna. Și domnișoara Moise. La ocupație, mesele, una dintre mesele libere. Orzu Robert. Așa. Și pe cu Andraș Alexandru. Andraș, tu ești Andraș? Uite și tu ești Orzu, da? Mergeți la o masă și jucați. Primul strigat este cu piesele albe. Cătești cu Cioca, domnul vice. Păi am zis-o, dar. Gătești. Gătești cu Cioca, da. Gătești, Nicolae. Gătești iau, da. Litigiile de joc vor fi soluționate de către arbitru de șah, domnul din Târgu Ocna, uitați-l, așa, un domn profesor de șah de la Onești. Eu fac parte din comisie și încă un membru. Ia freamă, cheamă tati de așează, le știe, da. Da, da. Uite că îți vedeți. Așa am și o fată, care e aici, acolo. Da, da. Dar de unde sunteți? Din Onești. Din Onești, da. Și eu am stat în Onești. Alo, da? Și eu am erodia asta. Păi și ce? Nu, și, a, au ajuns și nu a coborât încă? N-ați coborât? Imediat, stați imediat, imediat acum. Da. Deci 201 bis, da? La Negureanu, da? Da, haideți, haideți acum, da, da, să rămână, imediat, imediat. Da, 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 să rămână. Oricum, te-am pus în încurcătură. Să nu se mai întâmplă. Să o oprești. Și te muți din partea alta, ca să prind și... Da, da, da. Da, da, da. Hai că așteaptă mașina acolo, grăbește fetele alea. Păi da, păi da, na, stă mașina. Bine, mă. Gracias.
trei se centrează pe un geamă, talează, atunci îți face. Deci ora fază o tablă liberă, că noi avem 28 de zgriși. Și acolo cu găgelile. Cum să mai recepe? De aici, de acolo. Nu, că ai plecat de aici. Da, ok. Da. Uite, depinde acum. Ei, dacă nu stă, da, el trebuie să stea, că, exact, da. Și fără cumpănă să verifică, sigur, dacă nu este. Da, da, da. Da, îl rezolvăm mâine dimineață, la încă o patra rezolvăm. Da, foarte bine. Da, da. Sigur, sigur. Băieți au fost foarte mulțumiți, mi-au zis. Era avantajul tău, ai? Așa e, așa e. Da. Da. Da, oricum să rezolvăm, dacă orice greșeală se face, oricum ce poți garantez că la final va fi bine, asta e tot. Da, sigur. Da, ne vedem mâine dimineață, da? Rezolvăm, da. Da, să rămână, nu mai avem mai bine. Alo. O știm? Am plecat mai mult. Da, de ce credeți așa fără bani? Nu contează. Bun, veniți până în capăt. În parcare, deci la a doua mutare de regulamentare se pierde. Da? Da, ca să știți. Nu, aici am înjur locul de joacă, da? Vă aștept în parcare, vă uitați. Da, șase ture. Șapte? Deci dacă se termină ultima partidă din rundă și nu a venit la joc, pierde, da? Cel care a zis la domnul. Da, că a zis. Da? Am terminat. Cu cine ești capul? Cum te cheamă? De acolo, Darius. Tu ai invins? Da. Felicitări. Mulțumesc. Sunt nervios atunci. Da. Andrei, mergi deci și anunțați. Da, stai. Deci comunicați-mi rezultatele după ce terminați partida. Așezați piesele înapoi, da. Să fie frumos ordonat. Da. Da? 6 runde vom juca de toate. 6. Jucăm. De la vârsta lui. Alte rezultate. Da, plume cu plume. Da, o să o luăm. Da, de unul care. Yeah, I'm not sure.
Deci Andra Alexandru și Sfântul Robert, da? Și-a câștigat? Andra. Are șanse. Suntem în cea de-a treia zi la Târgu Ocna, zilele orașului, un eveniment amplu cu foarte multe manifestări culturale, sportive și profit de acest moment să spunem că și șahul este un sport, nu, domnule viceprimar? Principalul sport, sport al minții, principalul sport, cum v-am spus, este sportul minții. Și este îmbucurător că la această competiție au venit 30 de participanți din zonele apropiate, din Dofteana, din Onești, care se înfruntă cu jucătorii din Târgu Ocna. În acest moment deja se desfășoară partidele de șah, au fost și explicați-ne sistemul cu care faceți acest campionat de șah. Sistemul este cel utilizat în competițiile de șah, sistem elvețian. Avem 30 de jucători înscriși, vom juca în 6 runde. După 6 runde, unul va fi cu total victorii 6 și ceilalți vor fi departajați dacă vor fi la egalitate în funcție de adversarii pe care i-au învins. Deci cu cât câștigi vei juca cu un adversar mai puternic și tot așa. O cifră cam câți concurenți avem aici? Avem 30 de participanți, după cum am spus, cel mai tânăr are 4 ani, cel mai în vârstă are 78 de ani. De ce spun și despre cel mai tânăr și cel mai în vârstă? Pentru că și aceștia vor fi premiați și primii 3 clasați. Deci vom avea 5 premii, garnituri de șah, cupe, diplome și o sărbătoare în aer liber alături de celelalte sărbători ale zilelor orașului Târgu Ocna. Nu numai de șah vă ocupați, aveți și un alt sport preferat. Da, am să vă spun că de zile orașului m-am ocupat și de alte activități sportive. Am avut un concurs de fotbal la care echipa Târgu Ocnei a câștigat în finală cu 5-1 în fața echipei din Comuna Urechești. Deci le-am purtat noroc. Ei, spuneați dumneavoastră de alt sport, într-adevăr eu practic jocul de backgammon, e varianta internațională a jocului de table, unde am obținut rezultate foarte bune, internaționale, de 2 ori campion european. Mai multe turnee internaționale câștigate. Ce alte manifestări sunt în aceste zile aici la Târgu Ocna, pentru că e o adevărată sărbătoare? Păi, manifestările sportive se încheie cu această competiție de șah, după amiază se continuă cu activitățile de scenă, avem artiști importanți invitați, printre care și Ana Lesco. Iată, dragi prieteni, o atmosferă foarte frumoasă aici, aer curat, e foarte bine. Târgu Ocna, într-adevăr, merită numele de stațiune balneoclimaterică. Au fost și turiști care au venit? Turiști au venit și din Ucraina, Republica Moldova. Nu mai spune de românii noștri întorși acasă. Nu au venit singuri, au adus prieteni în străinătate. Eu le mulțumesc participanților. Nu în ultimul rând și domnului primar, care a îmbrățișat ideea organizării unei competiții de șac și Consiliul Local. La această competiție sunt 4 consilieri locali, deci iubesc șacul, avem consilieri care sunt pasionați de jocul de șac, sport al minții. Sperăm că acest concurs să ne ajute să găsim soluții și mai bune în Consiliul Local pentru
și celelalte activități. Sigur, noi vă mulțumim foarte mult pentru scurtul interviu. Că, și eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Și cu alte și sigur suntem cu ochii pe toate aceste manifestări aici la Târgu Ocna. Vă mulțumim foarte mult, domnule viceprimar, și vă lăsăm că l-am răpit pe domnul viceprimar câteva minute pentru că are foarte multă treabă, trebuie să monitorizeze partidele și așa mai departe. Multă sănătate și spor la treabă și să fie la fel de frumos și în anii care urmează. Mulțumim, domnule. Mulțumim și noi. Vă așteptăm alături de manifestările din Târgu Ocna, care sunt în continuarea zilei de astăzi și pe viitor vom pregăti și alte surprize, alte competiții, alte spectacole. La revedere! La revedere! Așa. Hai că trebuie să fie arbitru aici lângă voi. Da, așa. Bună ziua, bună ziua. Încet, nu te grăbi. Nu se mută așa. Păi nu, până ăsta e pion. Se mută doar înainte. Da. Unde? A, după ăsta. Mută-l. O pătrățică sau două. Nu mai știu unde vrei tu. Nu se mută așa, numai înainte. Pionii se mută înainte, numai când capturează. Unde? Că eu nu știu, că nu m-am învățat. Bine, lasă-l pe ăsta aici. Și uite. Copii întotdeauna sincer. Da. Important e să participe asta. Dar trebuie pe rând. Pe rând trebuie?
Am o justificare, când sunt treburi de astea mă chemați, da? Ia asta, da? Mă fiți, lasă pe tablă sapă și de-aia și de-aia. Eu sunt o fel. Și puteți să jucați ea, pentru că noi lăsați în trafică. Vă zic eu? Ia strâng eu la taxonă. Hai, Tina, 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 hai. Cei care au câte două puncte, sunt 6 jucători. Continuă lupta. Adică au 2 din 2. Joacă Florea Aurelian cu Nuțu Adrian. Mama asta nu. Hai la umbră, lasă-mă acolo. Căutați unde puteți să mai mutați mesele. Care e? Andraș cu Necula, uite domnul de acolo. Răzvan cu Cristian. Așa e. Și Florea cu Nuțu. Care e Florea Aurelian? Florea Aurelian, da? Da, Florea Aurelian. Unde este Aurelian? E deja la locul da, au luat loc, da? Bine, trecem la următoarele. Da. Ok, bravo. Știi? Da. Cei care au jucat odată în drag la sorți. Cei care au jucat odată. Nu vă dau jucat. Nu o să. Păi nu se jucați. Vin ăștia cu. Da. N-am zis că jucați, n-am. Deci așteptăm că nu știm ce la masa asta intră cu punct acum. Deci unul nu mai deci cei cu două n-aveau nu schimba cu nimic. Deja beciurile mai grele au timp cu mai mult. Aici se joacă la ce? Gata.
câștiga mai asta. Doamna să te mai bine, dar o putem cu Marcea. Păcat. Păcat. Doamna o juca, putea să câștige, dar nu ne permite timp. Eu mă duc aici, nu te știu care i-a dat. Doamna a fost o jucă. Da, foarte frumos, dar acum ai greșit. Da, foarte frumos. Dar trebuie să n-ai văzut copii. Cioca David, Andraș Viorel. Cine ai sunteți? Andraș Viorel. Cioca David? Da, hai. Negureanu Alexandra cu Negureanu Valentin. Prescan Gabriel cu Nani Francesca. Nani Francesca nu este. Negureanu Valentin este aici, domnul Andraș Alexandru. Andraș Alexandru. Nu există, cum să băgăm un loc cu altul, așa ajunge pe Kasparov. Nu e posibil. Da, a intrat. A intrat Negureanu Valentin la Andraș, da? Nu e. Da, da. Mihalache Grigore, Andraș Viorel. Andraș Viorel, Mihalache Grigore. Dați mâna. Nuțu Adrian cu Bartolomei Andrei. Bartolomei Andrei. Da. Unde-i pe aia? Bartolomei Andrei. Ai, bă, ce greu, ai. Da, știi, am zis pentru că am zis. Hai să le mai joacă! Nu știu mai descat. Artan Andrei, Prescan Gabriel. Artan Andrei. Andrei, Prescan Gabriel. E domnul pe coloșul, după pe cover. Și avem ăsta, da? Avem Negureanu Alexandra cu Moise Irina. Bine, au câștigat doamna Alexandra. Am urat, gambitul Dame este un gol gambit, ca înseamnă. Moise. Da, ok. Bucur Aurel Orzu Robert. Unde e, mă, Robert? Aici, stai mă. Eram o dată. Primul stricat, albul. Iese la albă. Acum găsești un fel. Da, pe YouTube găsești parte. Gătești Nicolae? Mâna sus. Este? Cu Deaconu Darius. Da, eu mă retrag. Te retragi și tu? Câștigă Gătești, da? Da. 10, 13, Gătești a câștigat, da? Nu. Da. Asta a fost runda a patra, stabilită. Mai avem încă două runde în afară de cele patru. Lupta e strânsă, avem jucători la vârf, cam 6 din 30, care oricare dintre ei poate lua locul. Cam așa văd. E și o competiție amicală. Deci la mine 0 și... E un început. Noi vrem să facem de acum încolo cât mai. Să mai fie, să fie. Să trăiți, să... Ce faci, măi, iată, ne-a. Ce e proastă. Să ne filmat pe domnișoara Bianca. E la prima competiție și se descurcă de parcă ar fi de când lumea arbitru. Și din 5 runde puteam avea unul care are numai victor. Dar e bine că vine și a 6-a, cât de cât așează, ei, ține turneul în sus față. 32. Mm.
Bartolomei Lucian a venit? Bartolomei Lucian. Cine este Bartolomei Lucian? Dacă la mine, tu ești câștigat. Deci la mâini strică. Dacă e greu, că le partidă și cam anticipează unde-i mai. Ia să vedem, am zis și de cauze, nu mă încă. Yeah.
Asta am trăit eu. Nu e așa. Hai, nu. Un partid de șac deosebită. Un turneu deosebit. Un turneu, nu, dar dumneavoastră ați avut o partidă foarte bună. Și ați câștigat? Toate? Toate. Perfect. Mulțumim, Fănică. Trecem mai departe. Răzvane, Nelu, ce vrei? Deci mă jucați o partidă la 5. Sunteți cam la egalitate. Domnul viceprimar Drăgănuță va amâna premiile și diplomele. Vă mulțumesc, bună ziua! Am avut jucători din tot județul. S-au luptat de la ora 10. Cei mai buni, bineînțeles, din Târgu Ocna. I-au învins pe cei din Onești și din tot județul Bacău. Dacă sunt buni cei din Târgu Ocna, merită este al lor. Premiem pe cel mai vârstnic participant, mai întâi, care a împlinit o frumoasă vârstă de 77 de ani, domnul Florea Aurel. Îl invităm pe scenă să-i oferim un premiu. Deci primește din partea primăriei și a Consiliului Local Târgu Ocna o garnitură de șah completă, cupa, diploma. Vreți să mergeți mai în centrul scenei, să vă bucurați de toate aprecierile și aplauzele. Felicitări! Mulțumim televiziunii Exclusiv, care a fost pe parcursul întregii competiții alături de noi, de la ora 10 până acum la 16:20. Competiția a fost dură, jucători valoroși. Cea mai tânără participantă este domnișoara de aici. Cum te cheamă? Valentina Leureanu. Câți ani ai? 4 ani. 4 ani. Bravo! Cea mai tânără participantă, 4 ani, Valentina Negureanu din Târgu Ocna. O rugăm pe mama Valentinei să ne ajute. Menționăm că întreaga familie a Valentinei a jucat, atât tatăl cât și mama. Au fost 30 de jucători în total. Mulțumim, doamnă, că vă educați copilul spre jocul de șac, un sport iubit, un sport al minții. Felicitări! Locul 3, Ciobanul Ioan din Târgu Ocna. Concursul Open, Cupa Târgu Ocnei, de zilele orașului Târgu Ocna. Ciobanul Ioan, locul 3. Îl invităm pe scenă. Domnilor, toți trei câștigători, locul 3, 2 și 1, sunt prieteni vechi din Târgu Ocna și sunt foarte puternici la șah, oameni respectoși și valoroși în toate. Locul 2, inginer Tomciuc Eduard Răzvan, din Târgu Ocna, cum v-am spus. Mulțumim încă o dată Consiliul Local Târgu Ocna, care a făcut posibilă competiția de șac, cât și domnului primar. Iar marele câștigător al concursului Open de șac este domnul consilier local Antoche Cristian. Îl invităm pe scenă. Vă felicităm din numele tuturor celor de aici. Să ne vedem și la anul și chiar și pe parcursul anului acesta, la competiții de șac. Mulțumim dumneavoastră, mulțumim artiștilor că ne-au permis să felicităm. Succes!